pentru cei nici părinți, iubiți credincioși, în zona noastră, în ultimul timp, nu au fost activități culturale care să aducă aminte de 100 de ani de la trecerea de la Unirea Mare. De aceea am rânduit ca în această seară să avem o seară deosebită și să celebrăm împreună evenimentul acesta 100 de ani de la Marea Unire. Este sărbătoarea noastră națională, cântată așa de frumos de poeți și de scriitorii noștri și prins așa de frumos pe portativ și de aceea seara aceasta am invitat cenacul Lumină Lină de la Sibiu ca să țină și biserica noastră în concert, așa cum am și reușit să țină 475 concerte religioase în diferite parohii, în țară și în străinătate. Le spunem cu venit și mulțumim foarte mult și transmisiți pe care l-a arătat de fiecare dată și pentru toată acestea pe care l-a arătat la început la acest eveniment cultural. Vă mulțumim și la asta pentru că știu cum ne-ați adus aici și el ne-am pomenit cu orții noștri și este dorința noastră sinceră ca totdeauna duminică, după amiază, în biserică să se desfășoare activitatea culturală și religioasă. Așa se întâmplă totdeauna în Ardeal și românii sunt învățați ca duminică, după ora 17, să tragă în biserică. Mai multe ceva mai ascultă Evanghelia, o predică frumoasă sau mai multe obiceiuri. Ținând cont de faptul că în biserica noastră sunt foarte mulți acadeni și la ardelea îmi plac bucestele, am gândit să avem mai multe bucestele seara aceasta pe care invitații noștri le vor cânta. Avem o voce consacrată în spatele nostru cultural românesc, Părintele Doru Gheașa, a plin vremuri de mult, vremuri bune, dar este tot timpul tânăr cu muzica pe care o practică și prin felul în care se sau prezentă în biserică. Vă mulțumim încă o dată, Părintele este aici, dar de tot vorbim, o să și se desfășoare programul. Preoția voastră, pentru cenici părinte Panop, pentru cenici părinți și iubiți credincioși, într-o perioadă în care clopotul de la Alba Iulia începe să bată, chemându-ne pe toți la ziua sfântă de 1 decembrie, într-o perioadă în care în România încep să se răsune din nou cu putere gândurile frumoase și patriotice ale neamului nostru, dați-ne voie să vă mulțumim pentru că încercăm să vă oferim o seară plină de eveniment, din cele mai frumoase, cunoscute și, aș putea spune, sfinte cântece ale acestui popor. Cenacul Lumină Lină își va începe concertul în câteva clipe, având deosebită bucurie de a vă anunța, pentru cei care ne cunoaște, suntem un grup misionar care, cu înaltă binecuvântare a Nacru Sfințitului Întrupul Laurențiu și cu dragostea a fost liderată de Trinita Sfarică, de la primul concert a fost inițiatorul acestui grup, Cenacul Lumină Lină a plecat în țară și în străinătate, astăzi fiind la manifestarea numărul 475. Am fost în sate, am fost în orașe și pregătiteni am vorbit despre două lucruri esențiale. Dragostea de neam care nu trebuie să dispară, vedeți în ce perioadă grea ne aflăm, că trebuie să strângem rândurile și să reînvățăm a ne comporta românești cu demnitate și dragostea față de Sfânta Biserică, având-o în inima noastră pe Maica Domnului, Preacurata Născătoare de Dumnezeu, care ne aduce vlav în suflet și ne dă forță și eram tuturor. De aceea, permiteți, în numele strămoșilor noștri, să luăm și noi cuvântul astăzi, să vi-l aducem în fața dumneavoastră și să vă invităm să cântați, să vă simțiți liberi. Ne trebuie să ne simțim liberi, cu mult curaj, în România, chiar dacă v-am spus, o parte din neamul nostru se află astăzi în gânduri grele, în gânduri care poate nu sunt cele mai fericite, ci productive pentru viitorul copiilor noștri și a celor care simt și trăiesc românești. Dar noi existăm. Strămoșii noștri sunt vii și se adaugă încă noi. Pentru început, așa cum este firesc, așa cum începem concertele noastre, vom aduce imnul național al României, drept mărturie că avem eroi și că avem sfinți și avem un popor care gândește și simte românești. Ești arde române, din soce de moarte, în care chiar în cină, barbar.
dragoste și o bucată de pâine pe masă. Zvăvește-ne, Doamne, despre vechiul nostru blestem, i-a pornit peste tot și a nu ajunge nicăieri. I-a încărcat mai mult decât putem duce, i-a începe pe toate, a nu duce nimic până la capăt. Scoală-ne, Doamne, în zor și trimite-ne la muncă, la munca cea care nu atât pentru tine, cât pentru aproapele tău, nu atât pentru trup, cât pentru suflet. Tăruiește-ne o zi bună, cu sfor și fărnicie, așa încât spre seară, întorși acasă, împăcați cu tine și cu lumea din jur, să cinăm ceea ce ni s-a dat, pâine și apă. Va fi pe nume Domnul, nimeni să nu-i schimbe sfinăția, El își e în țara lui stăpânul, Gheorghe nu-i mai sfânt decât Mihai. Dacă însă oferi sunt și pe toți acei care muncesc, ne-a rănit cumva întregitor, s-a atins de neamul românesc. Urmă cu gânduri și cu pasul și ascultați în continuare un cântec scris de Adrian Păunescu, un cântec care se numește Jurământ la Putna și aș vrea să vă alăturați vocile dumneavoastră, pentru că clopotul ne cheamă și spune așa: ridică-te, Ștefane, și veți ști că vremea în lume e grea, și aș spune că vremea și astăzi e grea, credință veșnică patriei noastre, jurăm, măria ta. Să cântăm împreună și vreau să vă alăturați la refren cu acest cântec. Haideți să ne simțim într-adevăr român, să ne simțim liberi, sunteți de acord, da? Cântăm cu toții. Nu este o seară de protocol, este o seară de libertate și o seară de mărturisire. Nu avem niciun indiciu că am fi obligat să ținem un anumit fel de cântări. Sunt cântecele sufletului nostru și cântecele poporului român. Vreau să vă spun un lucru extraordinar de important. În timpul unui spectacol,
Televiziunea Clinica s-a transmis anul trecut 3 spectacole noastre. Părintele Patriarh a sunat și a spus în alt preasfântul nostru mitropolit așa. De așa ceva avem nevoie. Eu n-am fost cel care a primit telefonul, tatăl meu care este aici a primit de la înaltul mitropolit imediat telefon. M-a sunat Părintele Patriarh și a spus. Trebuie să înmulțim genul acestor mărturisiri românești. Vă vor veni vremuri grele pentru țară. Au venit vremurile grele peste țară. Acum trebuie să ne adunăm noi cei care simțim românește, să avem curaj, să nu fim timorați de vocile lumii și de protestele lumii și să ne arătăm credința și demnitatea națională. Cu Sfântul Veceniu, voievodul nostru Ștefan cel Mare Sfânt, de calendar. Ridică-te, Ștefan, și vezi-ți fiul. Lați-vă în brațe, copii, ca pe strategii ce arme. Haideți cu toții la pugna, unde măria s-a toarme. Doamne, a toată Moldova, nu mi-a făcut de rușine. Sufletul nostru te cheamă, are nevoie de tine. Ridică de sfertare și vezi-ți fii, că vremea lumei mea, credin să vezi și că patriei noastre sună măria ta. Jura Maria, jura, jura.
aducem astăzi un omagiu unui alt erou denigrat la scară publică. Este vorba de poetul Emil Enescu. Eroii noștri și poeții noștri sfinți, în dulcea noastră limbă românească scrie, au devenit pentru noi titori de simțire. Pentru cel care este voievod al limbii române, părinte al lirismului românesc, sumă de voievozi muzicale pe tatăl Petre Țuțea, Mihai Enescu, nu avem decât un cântec excepțional al celor care au fost Ion Alba și Doina Teodorovici, cântăreții României mari, pasărabii pe care permiteți-ne ca acum, la această mărturie națională și publică, acum în anul centenar, când încă suntem în România, când liber să cântăm aceste cântece, să-i aducem cu noi în cântecul nostru și în ovațiile noastre. Eminescu este cântecul și Eminescu este cel care are dreptul să ne sufleci într-un fel sau altul pe noi cei de astăzi. Să ne dăm cu toți, vă rog, ascultat frumos la refren, a fost deosebit să fim cu toții una. Acesta este și scopul nostru, degeaba se ridică dacă nu se recepționează. Încercați să recepționăm ceea ce transmis aceste suflete frumoase, căutătoare de adevăr și pline de misionarism, plin de gândire și de simțire care este a noastră lume. Haideți să cântăm Eminescu, da? Încă de frumos. La zidirea soarelui se știe cerul a lucit o veșnicie. Noi lucim tocmai ne-am ales tu, ne-am ales cu Domnul. Yeah.
Când am avut mulțumim pentru aplauze, aplauzele le merită eroii noștri, le merită Eminescu, le merită cei care ne-au provocat și ne dau onoare să cântăm astfel de cântece. M-am gândit unde găsim în memoria noastră fapte pline de curaj. Și am ajuns la memorandiști care au pregătit într-un fel Marea Unire de la 1918. Printre ei, domnul Rațiu, preot Vasile Lucaciu și alții, au fost români adevărați, dincolo de orice apartenență la o anumită entitate, să spunem noi. Români întregi, români plini de curaj. În nordul Maramureșului, un cântec s-a născut, Doina Lucaci, care a fost interzisă înainte de 1989, din rațiuni binecunoscute, pentru care vreau spunea, pentru Sfânta Libertate de care noi nu avem parte. Libertatea a venit, a venit și Unia. Noi astăzi suntem liberi. Și tocmai de aceea să readucem un cântec vechi pe care colegii noștri, domnul Ion Ivan, inginer la Mediaș, Marius Catalan, care este și el inginer tot la Mediaș, cântăm atât de frumos. O să încercăm să-l cântăm, să vă readucem aminte un cântec plin de patriotism. De acolo din închisoare, la Sătumar, unde nu vedea nici cerul, nici stelele, acolo parcă Vasile Lucaciu ne chema și pe noi să avem demnitate. Este o seară a demnității, da? Haideți să o cântăm. Vive d'alba primavera,
Cătălin și Dore. Pe țară nu este un dor doar de Ardeal, noi nu venim doar cu cântecele din Ardeal, deși suntem ardeleni, dar totdeauna când trecem granița de odinioară, pământul sfânt de astăzi al României, mulțumim batalioanelor române care au venit din Ardeal, din Muntenia și din Moldova să ne elibereze. N-am uitat noi Ardeleni. Niciodată, și mă nu sunt niciodată, cine ne-a eliberat pe noi atunci în cumplitele bătării de la 1916 și 1917. Așa că dați nevoie să vă saltăm și să spunem atât, trească, 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 să trească Moldova, Ardeal și țara noastră. Trească, 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 Moldova, Ardeal și țara românească. Trească, 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 Moldova, Ardealul și țara românească. Neagră piorul Moldova până acum în satul, nu putem până Moldova până acum și peste tu. Nu putem până Moldova până acum și peste tu. Trăiască, trăiască, trăiască să trăiască Moldova, Ardealul și țara românească. Trăiască, trăiască, trăiască să trăiască Moldova, țară, țară, bună, nu poți împația, alba iulia, bună, nu putem fără bandea, alba iulia, bună, nu putem fără bandea, trăiască, trăiască, trăiască să trăiască, Moldova, Ardealul și țara românească, trăiască, trăiască, trăiască să trăiască, Moldova, Ardealul și țara românească. Lui o să ne lască Dumnezeu și cerul, fără țara românească, țara românească lui, fără țara românească, țara românească lui. Trăiască, trăiască, trăiască să trăiască Moldova, Ardealul și țara românească. Trăiască, trăiască, trăiască să trăiască Moldova, Ardealul și țara românească. Vă mulțumim frumos, omagiu pentru ridicarea în picioare a dumneavoastră și a poporului român. Prin dumneavoastră se ridică un popor în picioare și așa nu este bine să stă cât mai mult. De aceea, pentru că avem sfinți care s-au rugat pentru noi, preasfinția voastră frumoasă a fost canonizarea Sfântului Ioan Iacob Românul, n-am să-i niciodată, chiar dacă aș muri astăzi, aș spune că este evenimentul numărul unu la care m-a predicit. Și încă Sfinția voastră, pe preasfinția voastră și Sfinția preoastră să fiți să fim acolo. Dați-mi voie, pentru că vă iubim și vă respectăm foarte mult, să vă cântăm cea mai frumoasă preceasne din Ardeal, să fie Sfântul Ioan Iacob Românul, care se numește sub milostivirea ta, închinată Maicii Domnului. Să o cântăm așa frumos cu dumneavoastră, nu cântăm ardelenești, o cântăm românești, da? Și o cântăm duios, plăcut. Vă alăturați vocele cu toții, vă rugăm din suflet. Eu o să și recit ca să puteți ști versuri înainte, de acord, facem acest exercițiu în metru an, spunem noi, și dar și în metru contemporan. Colegul nostru de Romica și în vorbice frumoase, tot din Mediaș, din Mediaș, trei dintre colegii noștri, va interpreta, dar la un son. Spre Sfântă Maică și Fecioară, nădejdea sufletului meu, tu ești a mea și principare, la milostivul Dumnezeu și mai departe. Sfântă Maică și Fecioară, nădejdea sufletului meu, tu ești a mea și principală, tu ești a mea. De n-am la via la cerului. Rudenie de pe pământ. Rudenie de pe pământ. Atunci ar fi peste viața.
Moș
și mitrași și păstrăvăși și pe manovi și cu căciunile pe frunte stău pe dreapta o pe cultura arcului barbas. Asta e căciuna mea și o porție dacă eu nicei mitrași păstra. Jos din cap sunt adesea, că nu sunt civilizat. Poate vor s-o sunt în mână, să mă plec ca să mă laude, că m-am vecine. Dar vă vecine, hai, te primești să spun pământie, dar te plec să la mine, te plec în jura mea. Asta e vecine, ia. Asta e vecine, ia mea și mea. Și obicei din vașa asta, ia. Este nevoie să reauzim și să auzim mereu clopotul care ne-a chemat la unitate pe noi români. Și am fost, atunci am fost unul și acum suntem. Dacă vom ști să ascultăm bine clopotele bisericii, căci doar acolo poate pleca adevăr din biserică, vom primi toate cunoștințele care avem nevoie și vom avea un sens în tuturor. Așadar, clopotul întregirii de la altă rată, poate și aici, poate clopote cântând de întregirea și sufletul i-a fost înclopotat, întâi pe cel prin euria și strălucirea României mari. Clopote cântând de întregirea și sufletul i-a fost înclopotat, întâi pe cel dar e un an care nici când nu trece, un
Să spună ce știm, toți acei care știm, ce vești
scadențe, pe oastea lui Iacob, la țevea, la țevea, eroule vii. Eroul ne cheamă, ne cheamă la țevea, al nostru frumos, părinit cărișor. Aici ne rugăm, lui Iacob, la țevea, roșcar de albastru, al Tatricolor. Un cântec de luptă, bătrâni ca unii mai compatrioți, ascultați cântecul de demnitate al poporului. Întreceți batalioane române Carpați. Mai frumos pe acest pământ.
Basarabie, măiață! Basarabie, măiață! Să-ți slăbim îndrăviață! Și-ți aduce pe înainte spre mare, absolut nouă pe vremea aceea, cântecele erau înghețate și Părintele Dorogheașa a dus prima dată în România cu Legând de pe Valea Chirpărului, un mare cântec care astăzi este cântat la scară națională. Așa-i românul. Așa-i românul a fost cântat, iată, de cel pe care îl aveți în față prima dată, pentru ca în 20 iulie 1980 să fie înregistrat de Adrian Popescu și dat la televiziunea română. Chiar în ziua de Sfântuirie, Tararabie, 1980. Tot Părintele Dorogheașa, că vreau promis pe prisma mănăstirii Rămeți, a scris cântecul Tu Ardeal. După princeasele mai veche care se cântă în Ardeal, auzită de la maicile care erau acolo, Adrian Popescu a luat hârtia și a scris vers după vers lângă mâna Părintele Dorogheașa, Tu Ardeal, Tu Ardeal, Sfânte Moștene, Templu Sfânt, Templu Sfânt, Munții Ambuzeni. Vă spun lucrul acesta pentru că tot Părintele Dorogheașa este cel care a cântat prima dată la România cântecul Ștefan cel Mare. Și l-a cântat unde altundeva, poate să rămâneți uimiți, pe clopotul de la Putna, al lui Ștefan cel Mare, care era scos afară și Adrian Popescu la o întâlnire care s-a avut loc în curtea mănăstirii Putna cu peste 3.000 de oameni, a spus, Părinte, aici s-ar auzi cel mai bine cântecul lui Ștefan cel Mare. Îl culesese de la o maică, puntandă plin de jalele de clopotul de la veste Ștefan Bode, al lui Ștefan Bode nu mai este. Iată-l pe cel care l-a dus prima dată și l-a cântat între noi. Nu mai spun de piesele, noi suntem români, tot Părintele Dorogheașa. Hai să întindem ora mare, mai aici și mai cu ea, mai aproape de votare, în Basarabia. Tot Părintele Dorogheașa. Din paraportul meu am venit și nici nu mai știu câte nu sunt. Părintele Dorogheașa, fiți că veniți în fața publicului amiral din București. Bine v-am găsit, vă mulțumesc foarte mult de primire încă de azi dimineață, de când am ajuns spre sfârșitul liturgiei de aici, din biserica dumneavoastră, la care am venit cu mult drag, pentru că, preasfinția voastră, vă mulțumim în numele Cenaclului că aduceți binecuvântarea firească programului nostru de cântec religios și patriotic și aș vrea să vă spun că pe părinte de paroc, cu îngăduința preasfinției voastre, îl cunosc din 84. Când a făcut o vizită la Episcopia de Alba Iulia, cu Dumnezeu să-L odihnească, Părintele, vrednic de pomenire, și repet, vrednic de pomenire, Dumitreasa Calciu.
care a vizitat pe timpul acela, după ce a ieșit din detenție, mai multe localități din țară, și părintele Dinu a fost însoțitorul lui la episcopul Emilian. Atunci l-am cunoscut pe părintele Dinu și atunci am rămas apropiat. Ne-am întâlnit la mormântarea lui Adrian Păunescu, atunci preasfinția s-a pus de față, preasfinția s-a ne-am întâlnit și într-o localitate frumoasă din Alba Iulia, Poieștea, când au participat tot la un moment de ceremonie de mormântare, adică de parastas, la mama și bunica preasfințitului Irineu din America. Vă mulțumesc, preasfinția voastră, că cu bunăvoință și cu dragostea care vă caracterizează, ați venit să ne dați acest imbolt al dragostei pentru cântec religios și pentru cântec patriotic. Vă mulțumesc dumneavoastră că ne primiți cu atâta căldură și cu atâta drag. Și vă rog foarte mult, pentru început o să cânt un cântec religios și după aceea o să intrăm încet, încet, încet și despre mamă, o să cântăm și despre tată și să ne simțim ca în familie. Thank you.
bătrână și-a prins Domnul să mă îndrume, să mai văd odată, Maică, ce ne mie drag pe lume. Și tăcu apoi bătrâna și-a plâns mult cu lacrimi grele și curgându-i drept în poală, se întâlneau cu ale mele. Și tăcu apoi bătrâna și-a plâns mult cu lacrimi grele. Ieri a fost cinstirea morților, moșii din iarnă, și fiecare dintre creștinii noștri ortodoxi au pășit pe poarta cimitirului și acolo cu lumânare și cu o floare au adus recunoștință părinților lor. Duce-mă și mă
ca și dumneavoastră, de acest CD-ul extraordinar de cântec patriotic. Am văzut, când am ținut prima dată în mână, am simțit că este toată povestea neamului, toate cântecele. Părintele sunt aici înregistrate, va fi un document. Noi am învățat din aceste cântece să cântăm. Și nu ne pare rău, pentru că putem cânta și ne putem astăzi să fim împreună, să ne ovaționăm nu numai înaintași, ci pur și simplu să-i respectăm. E vorba pur și simplu de respectul față de cei. Iată aceste cântece deosebite de mamă, cântece străvechi deosebite. Le veți găsi și pe CD-ul care este afară. Vă rog foarte mult să-l luați, să-l aveți în casă, pentru că copiii mei astăzi, chiar dacă le cânt astăzi, poate sunt în altă poveste, în alt film al lumii contemporane, cine știe câți mai sunt credincioși, câți mai suntem credincioși, dar poate într-o zi va veni și ziua în care vor găsi un astfel de cântec. Și de ce nu un astfel de cântec se reîntoarcă spre dragostea lui? Părintele Doru Gheașa acum, cu cântecele sale deosebite naționale, pe care le-a scris și pe care vi le prezintă în fața dumneavoastră. Și acum, dragii mei, credinții dumneavoastră, vă rog să ne îndreptăm cu toții de malul Mureșului, lângă Iernu, acolo unde, în 44, au fost împușcați 11.000 de români care își apărau glia, patria, neamul și credința. Se spune că cotul acela de la oarba a Mureșului, apa Mureșului era roșie de sângele celor care au luptat pentru apărarea gliei străbune. Yeah.
Sibiu sau era atunci placa care apăruse în cântecele patriotice. Vreau să vă spun, dragii noștri, că de impresionat că Părintele, de fiecare dată când îl ascult și mergem de ani de zile împreună, mi se pare totul nou incredibil. Părintele Patriarh va avea mare bucurie și noi toți. Se împlinește un vis ca în 25 noiembrie să se sfințească catedrală. Spuneam că lui Dumnezeu trebuie să-i facem un oraș de catedrale și toți suntem datori. Ei bine, Părintele Patriarh l-a invitat pe Părintele Teodor chiar și aseară la sala Palatului, unde va încheia marele spectacol, care va avea loc în cinstea acestui moment, după ce dimineața, sigur, se va face măiastra slujbă de sfințire, la care toți trebuie să fim prezenți, pentru că este ziua învierii noastre și a biruinței noastre. Ei bine, seara la sala Palatului va avea un spectacol unic, iar Părintele Dorogheaș a fost invitat special să fie prezent acolo, să încheie cu cântecele lui Ardeal, tu Ardeal, și așa e românul și trece spatalioane românica. Pentru că merită, pentru că merită, pentru că dânsul mi-a ținut în priză și ne va ține mereu. Am avut ce învăța și-l aplaudăm pentru acest. La refren, îl cunoașteți toată lumea, cântăm cu toții, da? Tu, Ardeal, tu, Ardeal, îți suntem un cer, pentru sfânt, pentru sfânt, tu fiam un sfânt. Tu, Ardeal, tu, Ardeal, îți suntem un cer, pentru sfânt, pentru sfânt, tu fiam un sfânt. Eu te iau la mea, toți! Iertăria bunului ne-a trecut! Asta-i țara noastră! Asta-i țara noastră! Nu stă-mi astră! Noi nu stă-mi astră! Voia noastră-i risipiroță! Voia noastră-i risipiroță! Aveți cuvântul, doar de aia! Uniți-vă vocile și răsiți, doar de aia! Doar de-aia,
Familia Doina și Aldea Teodorovici, când a fost sfințirea statuii lui Ștefan cel Mare la Chișină. Și atunci, pe scenă, când a venit rândul, era deja înserat, și când am început cu un dangăt plin de jale, mii de clopote dau veste, toți parlamentarii care erau pe scaune s-au ridicat în picioare, ceilalți au îngenunchiat, au aprins torțe, și atunci Dumnezeu să-L odihnească din gloria vierului la mine, Părinte, zice, ăsta trebuie să-L cânți de mai multe ori, că este imnul cu care noi am câștigat Revoluția în Chișinău. De aceea, dragi invitați, în voie, vă rog, cum spunea Părintele Cătălin, l-am lansat în anul 80, l-am auzit de la o maică de la o mănăstire din Moldova, Dumnezeu să-L odihnească, că nu mai trăiește, nu mai se prinde ce e vin, dar poate drag mi-a cântat de câteva ori și l-am prins. Și atunci, Păunescu mă da voie să-l lansez în spectacole, în sala de spectacol sau pe stadioane, unde să se iau programe de scenariul de Flacăra, ci într-un turneu din Moldova, când am intrat în incinta mănăstirii Putna, am găsit la mănăstire, am văzut, deci am văzut eu, de fapt, clopotul care a fost schimbat al mănăstirii lângă altar. Și au zis Păunescu, atunci am conjurat de mulțime multe de spectatori și lacriștii toți, ce Părinte, cred că de pe clopotul ăsta a răsunat cel mai bine cântecul lui Ștefan. Dar răsună bine peste tot, în orice biserică, în orice sală, acolo unde noi îl aducem în suflet pe Ștefan cel Mare, care a fost declarat canonizat și sfânt. Un dangăt plin de jale, mii de clopote dau veste, Ștefan podă al Moldovei, Ștefan podă nu mai este,
Yeah.
Ne dorim succes în activitatea pe care o desfășoară, o să ținem minte, 475 la noi a fost, să vedem la anul cât mai puteți face. Vă dorim succes pe mai departe și tuturor o seară și o duminică plăcută. Mulțumim și noi, vă dorim o sărbătoare fericită, să vă treacă discuția noastră și vă mulțumim pentru toată dragostea care ne-ați primit. Părintele Doru, vă spus că în prima dată aduce astăzi la dumneavoastră și un sigur cu colinde. Începe perioada, părinte, numai mâine, nicoi mâine și cu drag vă primim în casă și cu acest sigur, le găsiți toate afară. Noi mulțumim părintele, să-i dea Dumnezeu sănătate, 77 de ani și câteva zile. Nu arată, nu? Mulțumim! La mulți ani să vă dăm fericită, Doamne Dumnezeu!